Salutare și bine v-am regăsit din nou. Astăzi data filmării este 7 iulie, cu o zi după marea inaugurare a trecerii sau a traversării Dunării pe Golden Gate-ul de România. Dacă ieri am făcut un live aici când toată lumea am fi crezut că se întâmplă la ora 1 marea festivitate pe această porțiune de drum, ei bine, lumea a fost cam neinformată, ne-am aflat într-o mare eroare când de fapt marea inaugurare și evenimentul cu Fast Politic a avut loc pe malul Tulcean, fix în proximitatea stației de taxare, stație care de altfel nu este gata încă, se lucrează, iar în timp de 5 ani s-a promis de la guvern că vom trece gratuit. Vom vedea această promisiune. Însă ce vedeți în spatele meu este același sens giratoriu unde am făcut și ieri live, adică mai precis pe calea Galeață la ieșire din cartierul Vidin din Brăila. Astăzi voi trece și eu și vă iau și pe voi împreună cu mine să vedem condițiile de trafic, să vedem câte sensuri giratorii mai sunt de aici până la podul peste Dunăre. Și vom vedea și condițiile pe unde se accesează, pentru că sunt mai multe locuri sau mai multe puncte de a accesa podul pentru a traversa Dunărea, aici la Brăila. Am ales ca să fac această intrare către pod, să iau direcția de aici, de la sensul giratoriu, unde este și de fapt ar fi kilometru 1 și nu 0, pentru că kilometru 0 se află dincolo de calea ferată, fix acolo la centura Brăilei. Loc unde de altfel se lucrează, acum vedem în depărtare podul peste calea ferată cu șantierul în desfășurare, iar acolo de la centura Brăilei, acolo este kilometru 0 care face și legătura cu podul peste Dunăre. Însă aici ar fi, așa cum am zis, kilometrul 1, primul punct de acces pentru a urca către pod, de aici din direcția centurii, sau care vin din alte direcții din afara orașului Brăila. Însă când mă voi întoarce și voi traversa dinspre Tulcea către Brăila, am să încerc să ies cumva către alt punct de acces, astfel încât să vedeți împreună și voi și cu mine, să vedem punctele de intrare sau de unde se poate accesa accesul către pod pentru a traversa Dunărea. Așadar, dacă îți place ce fac, dă-mi un like, un subscribe, pe mine mă ajută foarte mult dacă n-ai făcut-o. Iar de aici voi lua mașina și voi accesa această cale de acces către podul, așa cum am zis, să vedem condițiile de trafic și în cât timp se face această traversare, pentru că știm cu toții că dacă trebuia să treci cu bacul, trebuia să stai jumătate de oră sau poate chiar și o oră să aștepți bacul ca să poți trece. Pe lângă asta, la bac pentru autoturisme este 35 de lei trecerea, așadar vei plăti 70 de lei dus întors pentru trecerea cu bacul. Dar acum, odată cu deschiderea podului, vom avea cel puțin în prima perioadă gratuitate și aceste taxe vor fi suspendate. Vom vedea dacă vor rămâne pentru 5 ani. Așadar, în continuare, de aici, de la punctul de acces din Vidin, după calea Galați, repet, am să mă urc în mașină, am camera GoPro fixată în parbrizul mașinii și de aici nu vă pot ura decât vizionare plăcută în continuare și drumuri bune, nu? Hai să mergem! Înainte să mă urc în mașină și să pornesc către punctul de acces, aș vrea să remarc și să specific un anumit aspect. Pe timpul nopții, în perioada următoare, restricțiile vor fi limitate, adică nu se va circula în timpul nopții datorită sistemului de demontare a macararelor. Vor trebui să le demonteze pentru că nu mai au nevoie de ele, iar în timpul zilei cu traficul deschis nu se poate face aceste operațiuni, așadar se vor face în timpul nopții când accesul va fi restricționat. Mai puțin în weekend când se va circula și noaptea, acum în perioada estivală, odată cu venirea vacanțelor sau concediilor. Taxa de trecere, v-am spus, este liberă, este scutit
în următoarea perioadă de orice taxă. Așadar, hai să luăm mașina și să trecem. Mai trebuie să specific un lucru, nu aveți voie să treceți pietonal și nici ciclabil. Deci nu veniți cu bicicleta ca să treceți podul, pentru că e posibil să nu fiți lăsați. Nu sunt aprobate aceste traversări cu bicicleta sau pietonal, deși podul prin structura și proiectul său are dedicate aceste trotuare pietonale sau ciclabil. Hai să vedem, luăm mașina și facem o trecere atât către direcția Tulcea și voi încerca să ajung până la drumul de legătură către Măcin sau Zmârdan, să vedem că până acolo este punctul acces, urmând ca până la sfârșitul anului să fie dat în folosință și drumul direct până la Jijila. Bun, așa cum spuneam și pe filmare, am să accesez de aici, am să fac prima dată un rondou, un tur al acestui sens giratoriu, ca să vedeți și direcția de demers, direcția către Galați-Vădeni. Aici în față avem șantierul cu podul peste calea ferată, direcție către orașul Brăila, prin cartierul Vidin, iar acum accesăm direcția pod, Tulcea-Jijila. Bine, indicatorul ne spune până la Jijila, însă, așa cum am spus și pe filmare, până la Jijila nu este deocamdată gata, va fi dat la sfârșitul anului, să sperăm. Noi indicatoare informative au fost și montate pe marginea acestei rute. Și un pic mai în față mai avem încă un sens giratoriu, am să fac la fiecare sens giratoriu, am să fac așa câte un tur, câte un rondou, ca să înțelegem și direcțiile de mers. Aici există și posibilitatea ca să ocolești acest giratoriu, pe acolo prin dreapta. Însă eu doresc să fac acest giratoriu ca să fac un tur, să vedeți și voi direcția de mers. Vedeți că unul a luat-o pe acolo, pe după parapeți, ca să ocolească sensul giratoriu. Am să fac așa la fiecare. Aici există altă direcție, care momentan este în construcție. Deci momentan acest sens giratoriu este doar adițional. Pe viitor va fi și va lega alte drumuri de legătură. Tocmai de aceea există și posibilitatea să ocolești acest giratoriu. Însă eu aleg să fac aceste giratorii pentru să vă arăt și vouă și să văd și eu detaliile necesare și condițiile de trafic. Drumul este făcut pe două sensuri de mers, fie dus, fie întors. Încă se lucrează, așa cum v-am spus, aici în stânga deja avem un camion. Iar aici ce vedeți voi acum în partea dreaptă este locul de mentenanță, ca să zic, de întreținere, atelierele pentru întreținerea podului. Dar există și un punct de recoltare de informații, un hub, mai bine zis, ca să vorbesc în termeni mai tehnici, un hub unde sunt stocate toate informațiile primite de la senzorii aflați la pod. Și aici vorbim de senzori de ploaie, senzori de mișcare, senzori de tot felul de senzori. Nu vreau să intru prea mult în detalii, nu le cunosc, dar podul este făcut după ultima tehnologie și este plin de senzori antiseismice, antiploaie. Iar toate informațiile primite de la acești senzori ai podului sunt transmise și stocate aici în acest punct de reper, la acest hub. Deci nu este o locație, să zic, accesibilă a oamenilor. Asta v-am dat așa un punct informativ despre această locație, în cazul că mă întrebați ce se află acolo. Încă în partea dreaptă se vede și șantierul cu toate materialele necesare. După ce va fi gata 100%, evident că acest șantier va dispărea, dar încă sunt sigur că va mai sta vreun an de zile.
Și acum deja urcăm pe pod. Bag de seamă că parapetul central este cumva terminat. Un pic mai în urmă încă se lucra la acest parapet. Mai sunt câteva elemente pe aici pe acolo. Însă ieri am așteptat cu stupoare foarte mulți, după cum ați văzut pe live, aici desfășurarea evenimentului. Însă tot acest tamtam politic s-a desfășurat pe malul Tulcean. Și acum urcăm pe pod. Facem trecerea în premieră pe marele Golden Gate al României. Probabil pe fundal se mai aude un pic de aer, pentru că am aerul condiționat pornit și acesta produce un mic sunet care sunt sigur că îl va capta microfonul camerei. V-am spus și repet, filmez cu GoPro-ul fixat în parbriz ca să pot fi atent la trafic. Deja văd Dunărea. Cea mai mare construcție din România, făcută în ultimii 30 de ani. Cel mai mare ca mărime din Europa. Mai multe detalii v-am oferit și în videourile anterioare, așa că nu am să mai intru prea mult în detalii. Vă urez doar să vizionați cu plăcere acest video și această trecere a mea în premieră. Deja încep să cobor, am trecut de jumătatea podului. Foarte multe steaguri, după cum vedeți, în centrul acestei străzi. Probabil vor fi și demontate, nu știu dacă vor rămâne aici definitiv aceste steaguri. Și deja ne aflăm pe malul Tulcean. Traversarea a durat undeva la 5 minute. Și aici în partea dreaptă încă se lucrează. Aici în partea și în stânga podului este un trotuar, așa cum vă spuneam. Un trotar ciclabil sau pietonal care este dedicat, însă atenție că acest trotuar nu se va lăsa disponibil publicului. Aici ajungem prin stația de taxare care și aici se lucrează. Există și opțiunea de a ocoli stația, însă bag de seamă că astăzi accesul este restricționat către acest drum de ocolire. Am să merg un pic mai încet să vedem dacă avem ceva probleme. Da, probabil sunt toți pe aici șefi de șantier, șefi de răspundere a lucrărilor. Deja ne aflăm pe malul Tulcean. Primul indicator, hai să mă dau un pic mai pe dreapta, aici avem 3 benzi de circulație. Aici, de la ultimul sens giratoriu sau primul sens giratoriu aflat pe malul Tulcean, am făcut dreapta pentru a merge către drumul de legătură Măcin-Smârdan. Până la Smârdan avem 9 km, iar până la Măcin 13. Pentru că de la acest ultim sens giratoriu aflat pe malul Tulcean ar fi fost și ruta de mers înainte, opțiunea de a accesa drumul către Jijila, care am spus și repet, promit constructorii că îl vor termina și îl vor da în folosință la sfârșitul acestui an. Să sperăm. Voi merge, așa cum am zis, până la strada principală. Această rută este legat, ca să înțelegeți, cu vechiul drum care o făceați de la Smârdan către Tulcea. Vechiul drum național. Cei care traversau cu Bacul cunosc foarte bine această stradă, drum național, care era și singurul de altfel. Însă acum acest drum, sper eu și cred, că ne va duce în punctul
unde se va lega cu acest drum național. Am să merg până acolo și să vedem informațiile rutiere care le vom avea acolo către direcțiile de mers. Mi s-a închis în mod automat camera acolo când am ajuns și am coborât pe malul Turcean de la căldură, pentru că bate soarele în parbriz și camera s-a și încins. Însă nu e nicio problemă, vom vedea acest sens giratoriu în momentul când eu mă voi întoarce de aici. Am să ajung până aici, astfel să vedeți și voi condițiile sau modul de legătură cum puteți accesa podul, fie că veniți de la Tulcea, fie că veniți de la Constanța, puteți accesa trecerea podului pe această stradă. Iar de la anul încolo, bineînțeles că se poate accesa, dacă va fi gata, și drumul de la Jijila, de la Jijila către direcția Brăila. Și avem aici primul indicator, Constanța Măcină înainte și Zmărdan la dreapta. Nu știu cât de bine se văd pe cameră indicatoarele, însă sunt noi și de folosință. Iar aici se pare că am ajuns la drumul de legătură. Deci aici se face legătura cu vechiul drum, ca să înțelegeți. În dreapta avem spre Zmărdan 3 km. Iar eu voi merge înainte către Constanța Măcin. Bănuiesc că foarte mulți dintre voi veniți aici ca să ajungeți la mare. Bine, eu n-am să merg la mare până acum. Până la Măcin avem 9 km din acest punct. Și de aici am intrat deja pe vechiul drum. Am ratat acest punct de parcare, puteam să mă opresc acolo să întorc mașina. Însă am să caut acum alt loc unde aș putea să mă întorc ca să trec înapoi. Așadar, pentru cei care veniți din direcția Tulcea sau Constanța și doriți să ajungeți la Brăila sau Galați, voi face acum trecerea, așa cum am zis, după malul Dobrogean către malul Muntean și către direcția malului Moldovean. Și voi ieși în alt sens giratoriu, către altă ieșire, de unde se poate accesa podul. Astfel veți vedea și veți înțelege cu toții din ce parte sau din ce direcție se poate urca pe pod. Înainte acolo avem direcția către Zmărdan, repet, dar nu am să mă duc la Zmărdan. La Zmărdan este primul sat acolo aflat pe malul Dunării, locul unde ajungi și cu bacul. Bag de seamă că în părțile laterale ale podului sunt făcute șanțuri din beton, șanțuri artificiale de recoltare a apelor stradale și probabil să o poarte undeva pe câmp pentru irigat sau cine știe, cu ajutorul acestor canale care se construiesc. Am băgat de seamă că aceste canale se fac aproape peste tot îndelungul acestei rute. De aici, de la Tulcea până acolo unde am intrat pe pod, până acolo pe calea Galați. Chiar și acolo, la acel sens giratoriu, se lucra la fabricarea, ca să zic, a acestor șanțuri. Se turna beton, însă eu n-am mai filmat pentru că era foarte mult praf, se lucra manual, lopeți, pământ, știți voi. N-am vrut să mai filmez muncitorii pe acolo, evit pe cât posibil să filmez persoane, nu vreau să am probleme și discuții. E bine să stăm la distanță, să evităm orice discuție. Acum, așa cum am zis, voi accesa din nou traversarea podului
după malul Turcean către malul Brăilean și nu voi mai merge până în capăt, deși este o opțiune, bineînțeles, se poate ieși și acolo de unde am intrat, dar voi ieși în altă parte să vedem dacă reușesc să ies pe ieșirea care trebuie. Vom vedea la fața locului amănunte. Sper să nu se mai închidă camera. V-am spus, din camera căldurii. Aceste camere GoPro nu reușesc să reziste la temperaturi mai înalte. Plus de alta, pe lângă faptul că este în funcțiune, aveam și cabl de alimentare în momentul filmării și evident că au devenit două surse de încălzire, curentul și soarele. Bag de seamă că nu prea mai sunt autorități și aici specific poliție și jandarmerie. Asta, lucrul acesta s-a întâmplat doar ieri la punctele de acces către pod. Acesta este sensul giratoriu care camera nu l-a mai filmat pentru că s-a închis. Aici în dreapta avem direcția către Jijila, dar momentan nu se poate accesa. Aici avem o direcție, nu știu, către ferme, către locuințe, sunt câteva ferme acolo în capăt. Însă aici avem și marele indicator, pentru că există doar o singură stație de taxare, aflată aici pe malul Dobrogean, unde strada, vedeți că se lățește, devine pe 3 benzi. Dar veniți liniștiți, pentru că momentan aceste taxe sunt suspendate. Nu știm până când vor fi suspendate, autoritățile au promis, așa cum am zis, 5 ani, însă vom vedea dacă această promisiune. Sunt agenții aici care ne fac semn să încetinim la trecerea prestației de taxare, pentru că am băgat de seamă că au montat și camerele de luat vederi și probabil vor să și testeze acesta, să vadă în cât timp real reușește să citească numărul mașinii. Însă nu am informații dacă la această stație de taxare vor fi persoane fizice sau vor fi tip robotizat. Să bagi singur banii, să-ți iei bilet sau tichet, nu știu cum va fi sistemul de plată, însă vom vedea pe parcurs, pe viitor. Așa cum am zis, iar de urcăm pe pod și coborâm către malul Brăilean. Stâlpii de susținere au fost vopsiți, culoarea gri. Aș vrea să specific că pentru a vărui sau pentru a vopsi o singură latură a acestui stâlp, a unuia din stâlp, durează o zi, astfel 4 zile la un stâlp, 8 și cu 8, 16 zile pentru a vopsi stâlpii. Dar bag de seamă că încă mai sunt mici retușuri de făcut, mici accesorii de făcut, iar lucru care îl văd eu cu ochiul liber de la distanță, că probabil va trebui vopsită și traversa sau grinda care se află la înălțime acolo între stâlpi. Cea de sus este vopsită, a mai rămas cea de jos, unde este și firma și brandul pus, Whirlbuild și IHI Infrastructure, sunt firmele italiană și japoneză care s-au ocupat de construirea acestui pod. Dar nu trebuie uitat și menținut colaborarea cu combinatul siderurgic din Galați, cu șantierul naval din Galați, inclusiv șantierul naval din Brăila, care a fabricat tablierele de susținere ale acestui pod, dar și alte accesorii. Tabliere care de altfel au fost construite cu material adus de la
șantierul naval sau din combinatul siderurgic din Galați. Și evident de aici, de la Brăila, au fost aduse în mare parte pe calea apei, pe Dunăre. Dar aceste detalii le știți cu toții. Astăzi am vrut doar să trec în premieră și odată cu mine să vedeți și voi condițiile de trafic. Avem indicator aici, pe prima ieșire, Galați Sud, Brăila. Deci voi accesa prima ieșire să vedem unde ne duce. Eu știu unde ne duce, însă aș vrea să vedeți și voi unde ies, pentru că am zis că nu vreau să mai merg până la ieșirea din capătul orașului, la Vidin. Deși există această opțiune pentru cei care doriți să mergeți către Buzău. Astfel am să ies aici. Galați Sud, bag de seamă că cineva cu bicicleta și-a făcut apariția pe acest punct, însă nu știu dacă va fi lăsat să meargă mai departe. Deci care doriți de la Constanța sau Tulcea să ajungeți la Brăila sau Galați, veți face această rută pe care am ieșit eu acum, care vă va purta la sensul giratoriu aflat sub pod, mai precis construit aici în proximitatea și face legătură cu șoseaua DIG Brăila Galați. Șosea care de altfel o cunoașteți cu toții, nu vreau să dau mai multe detalii și informații, le cunoașteți cu toții. Am ajuns, așa cum vedeți, la sensul giratoriu aflat sub pod. Aici avem direcția către Tulcea Jijila. Am să fac acest tur, bag de seamă aici o grămadă de constructori. Acolo în față avem direcția către Galați, iar de la acest sens giratoriu aflat sub pod, unde am ieșit după Golden Gate, ca să nu repet din nou cuvântul pod, am ieșit pe digul către Brăila. Așadar, drumuri bune în continuare. Dă-mi un like, un share, un subscribe dacă n-ai făcut-o, este totul gratuit, de unde vei primi informații de la fața locului, așa cum v-am obișnuit.